Bună seara, stimați telespectatori, și bine ne regăsim la o nouă emisiune Conviețuiri, doar la postul nostru local, TV Giurgiu. Ca de fiecare dată, la această emisiune Conviețuiri, o emisiune într-un fel sau altul destinată romilor, dar nu numai, vă aducem dumneavoastră, telespectatorilor noștri, cei care stați acasă în fotoliile dumneavoastră și ne priviți cu drag, din câte știu eu, această emisiune, vă aducem la cunoștință cu ce se întâmplă comunitatea noastră de romi, cultura noastră, obiceiurile, dar și realizările noastre și, de ce nu, și tot ceea ce înseamnă problemele cu care se confruntă această comunitate de romi. Fiindcă este bine știut, în orice comunitate există și lucruri bune, dar și lucruri rele. Dar în multe cazuri, după cum știți și dumneavoastră, bunii noștri telespectatori, de multe ori ne place, sau mai bine zis, ne plăcea să punem sub preșa cele mici resturi și să nu le aducem la cunoștință și să încercăm să tragem covorul peste ele, spunând nu le vede nimeni. Și când spun nu le vede nimeni, mă gândesc și mă refer în primul rând la cei care vor să cunoască comunitatea noastră de romi, cum sunteți dumneavoastră, bunii noștri telespectatori. Mă refer la oamenii de bine care vin în ajutorul acestei comunități de romi și la care noi apelăm, și iată că într-un final am realizat, și este un lucru extraordinar de important, că mulți țigani de-ai noștri, cum îmi place mie să spun, au realizat că în momentul când vii cu o durere, când vii să ceri ceva, când vii chiar să arăți realizările tale și să încerci să le expui, atunci trebuie să fii extraordinar de transparent, trebuie să fii în cel mai bun sens al cuvântului, să arăți că ai onestitate și să poți dovedi că ești demn de a sta de vorbă cu acea persoană. Ca de fiecare dată în emisiunea Conviețuire, am alături de mine oameni dragi mie și oamenii îndrăgiți de dumneavoastră într-un fel sau altul, poate de multe ori sunt pentru prima oară în fața camerelor de luat vederi, și prezentările le voi face, bineînțeles, cu persoana care deja dumneavoastră o știți, și este vorba de buna mea prietenă, cu toate că i-am spus Nicoleta, o să încerc să-mi aduc aminte de numele tot, dar nu pot, trebuie să-i spun numele, fiindcă am glumit cu ea și ea știe acest aspect. Este vorba de buna mea prietenă, Nicoleta Tănase, mediatoarea noastră în același timp. Bună seara și încă o dată îți mulțumesc pentru invitația pe care ai acceptat-o de a veni în studiourile postului nostru local. Știu că este o plăcere deosebită să fii alături de noi, fiindcă într-un fel sau altul acum tu ești aproape de comunitatea noastră de țigani, cum chiar îmi place mie să o spun, și cineva îmi tot spune, șeful meu îmi tot spune, Marius, eu nu pot să-mi spun așa ca tine, știu că atunci la dumneavoastră șeful s-ar înțelege altceva, dar eu fiind din comunitate îmi pot permite să spun acest lucru. Și alături de mine în platoul postului local TV Giurgiu, pentru prima dată pot să spun în fața unor camere de luat vederi, am plăcerea deosebită de a avea pe Răzvan Iordache. Bună seara și bine ai venit în cadrul postului nostru local TV Giurgiu. Și pe prietena lui, Halmar Ciancuța. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara și îți mulțumesc că ai acceptat și tu invitația să fii alături de noi. Am să discut un pic între picături, pot eu spune, cu prietena mea, Nicoleta Tănase. De ce? Pentru ca dumneavoastră să vă dau un pic așa, acea liniște cu care să vă obișnuiți în fața camerelor de la vedere. Știu că aveți emoții, chiar mi-a spus și pe drum. Noi avem emoții și este normal, chiar și eu de multe ori, să știți, în funcție de invitații pe care îi am, am emoții. Fiindcă a avea emoții, să știți că întotdeauna atunci este mult mai plăcut telespectatorilor să vadă realitatea ta, să te vadă cum ești tu în realitate, să te vadă cum te comporți lejer, pot spune eu, și nu tot timpul știi să ai o lecție învățată. Și cum spune buna mea prietenă, diva pe lângă propii fără soți. M-a terminat de când am dus-o și pe ea să omagieze ziua de naștere a poetului nostru Mihai Eminescu. M-a terminat. Tot timpul auzi. Dar tot timpul auzi. Mi-a dus și mie cartea aia. Căutăm și mie pe internet poezia. Că e belea cu ea.
Deci ideea este ca să fie natural. Iar eu împreună cu invitații mei, de multe ori este normal să avem aceste stări de disconfort. Și să arătăm că și noi suntem oameni. Să arătăm că avem emoții, să arătăm că suntem naturali în primul rând, fiindcă la un moment dat, dacă telespectatorul nostru ar sta tot timpul și ar vedea pe cineva spunând pe prompter ca o poezie tot timpul, ar zicea, e emisiunea lui ăla care ne vorbește mult și bine, dar schimbăm noi post. Noi suntem oameni care nu tot timpul am fost în fața camerelor de vedere, este și cazul meu. Pot spune că am avut pentru prima dată o emisiune tot cu specific țigănesc, cum îmi place mie, în altă parte. Și a fost pentru prima dată când în emisiunea acolo, să știți, trebuia să fiu cu o altă prietenă de-a mea, care eu mă bazam pe ea. Mă bazam pe ea de ce? Ea mai fusese în fața camerelor de luat vederi, mai avusese acest contact cu platoul de televiziune. Într-un fel, era obișnuită, să o spun eu. Și spun, mă completez cu ea. Însă în seara mi-a tras clapa. Ăsta e purul adevăr. Da, cum să nu vin? Vin. Am văzut, trebuia să înceapă emisiunea. Ce facem, nu vin? Mi-e rău, zac. Aoleu. Și aveam și un invitat special. Este vorba de domnul viceprimar, îl aveam în acea emisiune și pentru prima dată și în emisiune și cu un om important și eu care eram în momentul la Irian. Zic, ce o să spun, ce o să fac? Și adevărul este că am avut și câteva bâlbe, m-am emoționat, dar pot să mulțumesc bunului Dumnezeu că am trecut peste acel moment și iată că de multe ori, nu tot timpul, dacă ai stat în fața camerei, nu mai ai acest trac în fața lor. Și n-ai cum, fiindcă ăsta este camera, altfel n-ar fi fost camera și ești curat. Mergi și joc fotbal. Dar vă obișnuiți voi în câteva minute, vă garantez eu și vă simțiți exact ca la voi pe tineretului. Da. Nicoleta, încă o dată îți mulțumesc pentru faptul că ești alături de emisiunea noastră Conviețuiri, o emisiune despre romi și cu romi. Și vreau să-ți adresez felicitări, în primul rând, pentru caracterul tău deosebit și mulțumesc pentru faptul că nu pot să mai spun acum scurtul timp de când faci parte din grupul de inițiativă pentru incluziunea romilor, dar am impresia, știi, că parcă ieri ai fi venit alături de echipa noastră. Ai devenit un om de încredere și știi că eu am spus-o și alături de colegele noastre, de prietenii noștri, invitații noștri, că ești un om care, într-un fel sau altul, m-ai surprins plăcut cu implicarea ta în rândul comunității de romi. Nu tot timpul cetățenii majoritari au un atât de interes extraordinar de mare și, din inimă, cel mai important, pentru țigani. Fiindcă eu, chiar dacă, vezi tu și stimați telespectatori, eu sunt alături de diverse personalități, oamenii de multe ori și cu caracter și fără, de ce să nu spun purul adevăr, și văd că de multe ori, mă înțeles, tot vorbesc și spun țiganii. Dar sunt, și am concretizat, știi că când spun acele persoane țiganii, spun în două feluri. Adică spun din obișnuință, dar nu spun cu răutate și atunci, crede-mă, sunt extraordinar de încântat, fiindcă nu mă simt jignit. Și în al doilea rând sunt ceilalți oameni care spun țigani, dar fără să țină cont că țigani este genul la plural și sunt și eu afectat și ei și alții și vor să o facă în mod intenționat și cu scopul de a dejigni și de a încerca să scoartă partea aia din tine. Într-un fel sau altul credeam, știi, că țiganii mei, așa îmi place să spun, o să ți-o dea la temelie. Zic, hai, să vedem, zic, să nu fiu acuzat că în grupul mediatoarelor sunt numai de enie romă. Hai să facem și un lucru ca să... Și a rămas, cum am spus un pic mai devreme și cu riscul de a mă repeta, surprins plăcut de faptul că tu te-ai lipit extraordinar de bine, mai rău ca un acțipil. Adevărat. Și faptul că te-ai și lipit, m-ai înțeles, am realizat că ai făcut-o din inimă. Și te-ai lipit cu căldura aia ta sufletească, m-ai înțeles, și tot timpul vii și îmi spui, ce trebuie să fac acolo? Cum trebuie? Știi, e bine așa? Și pentru mine, crede-mă, este
un lucru extraordinar de, de bun, fiindcă prin faptul că tu te-ai implicat alături de comunitatea rom și romii s-au atașat de tine. Și nu numai de tine, și de celelalte nouă colegi ale noastre. Și aș vrea, te rog, să-mi răspunzi cum crezi tu în momentul de față, față, să spunem, de un an în urmă, când tu nu erai atât de activă în rândul comunității de rom, cum vezi tu acum, adică știi ce vreau să spun, Nicol? Vreau să spun și chiar te rog să-mi răspunzi exact cu cuvintele tale, facem abstracție că suntem în cadrul unei emisiuni live și să-mi spui dacă ai mai gândi, cum am spus eu, că există două categorii. Cei care spun țiganii din obișnuință și ceva plăcut, adică te asimilează și te asociază în același timp cu un prieten. Dar ce-o spun pe nume, fiindcă asta ești mie, unul nu-mi e rușine? Sau dacă consideri că încă, de exemplu, tu ai mai zice țiganii și ai spune cu răutate, adică dacă unul ți-ar greși, tu te-ai gândit, de exemplu, la mine, te-ai gândit la încă 10 țigani. Uite cum ce cauză. Spune-mi, te rog. Cred că cuvântul țigan sau mentalitatea s-a întipărit în mentalitatea oamenilor, cuvântul țigan, ca și cum spui, ia uite-te și la asta, așa e el făcut să fie prost, zi, păduche pe capul societății și cam așa, știi? Dar nu este chiar așa. Vezi, de-aia te-am și rugat, deci, să folosești țigan, exact cuvintele țigan, tale. Nu, deci eu dacă locuind și trăind în cartierul tineretului, da? Deci n-am privit oamenii, vai, voi sunteți țigani și eu sunt ce sunt și stai pe scară cu țiganii sau faci ceva de genul ăsta. Oamenii țigani sunt oameni. Da, da. Diferent. Tind să crezi sincer că ai avut discernământul. De ce au tradițiile lor, au poate violența verbală mai degrabă, da, sau ai, se manifestă într-un anumit fel. Și dar, ne caracterizează. Dar se, nu e adevărat, eu nu cred. Că eu am întâlnit și persoane români de-ai noștri care se manifeste la fel și în familie și în educația copiilor și orice, deci nu știu, eu consider că și țiganul și românul în România sunt pe aceeași linie, să zic. Eu încă o dată de asta, de asta, din această cauză, da, cred că îmi pasă de oameni, oamenii de etnie romă, oamenii țigani din comunitatea noastră, din zona în care eu activez. Deci n-am făcut diferență între țigani și între români. Înțelegi? Eu înțeleg și încă o dată sunt perfect de acord cu tine și crede-mă și stimați spectatori și bunii noștri, oameni care ne opriți pe drum, ne sfătuiți, vorbiți cu noi, ne cunoașteți și încă o dată vă mulțumesc din inimă. Și când spun că vă mulțumesc din inimă, să știți că este purul adevăr, fiindcă nu mi-a fost dat și nu am crezut vreodată că această emisiune, Conviețuiri, emisiune despre romi, cum am și intitulat-o la bun început și ați văzut chiar și spotul pe care îl avem în timpul reclamelor, să aibă un atât de mare succes în rândul cetățenilor majoritari. Și mă opresc și vă opresc și pe voi și ne felicită pentru ceea ce facem și pentru faptul că avem această minunată emisiune. Deci, crede-mă, chiar nu credeam. Spun, ai, va trebui să avem o emisiune, cât de cât să încercăm să schimbăm mentalitatea, majoritarii să ne vadă că existăm și țiganii noștri să vadă că existăm, că suntem într-un post de televiziune și dacă noi putem să-i facem și pe ei să creadă că pot și chiar să-i ajutăm să poată să vină alături de noi. Să știi să asculți omul în primul rând. Absolut, noi asta și facem. Chiar dacă tu nu ai o rezolvare într-o situație, pentru că nu depind toate necazurile lor de ei sau de, nu știu, de autorități, mai omul sfințește locul, știi cum se spune? Noi te ajutăm, dar nu-ți băgăm și în sac, știi? Asta este musă. Și eu am adevărat încercat să vorbesc cu oameni de etnie romă exact pe înțelesul lor, că sunt om de rând, nu sunt undeva într-un scaun înalt acolo și dau eu ordine și fac ceva de genul ăsta. Știi, mi-aș fi dorit și cum am spus-o eu de repetate rânduri, pot spune și în emisiuni și pe unde noi mergem în diverse conjuncturi, pot spune cu oameni politici, m-aș fi mulțumit, cum ai spus și tu, ca toți să ne asimileze într-un fel pe aceeași treaptă. Însă,
să plecăm de la ce așteaptă cu toții și în funcție de caracterul și capacitatea fiecăruia să ajungem la finish. Înțelegi? Și atunci să respecti pe cel care a ajuns la finish și să-l feliciți și să-i dai, cum de multe ori chiar îmi place să spun, dă-i cezarul ce-i al cezarului, adică și țiganului meu care a ajuns la finish, spune-i bravo. Dar te uiți la el și adevărat spun, și chiar dacă țiganul meu a ajuns la finish, știi ce unii majoritari, nu vreau să supărăm sau să creadă cineva că învinuim, nu. Dar unii majoritari spune, eu cred că ăsta a creșat. Că a ajuns prea repede. A făcut el ceva. Totuși a făcut el ceva. N-avea cum. Deci, adică este neîncrederea. Cum ai ajuns acolo? Exact. Și iată că, într-un final, țiganii noștri depun eforturi deosebite. De ce? Pentru a încerca și ei să nu mai fie arătați cu degetul. Pentru mine este un lucru extraordinar de mulțumitor, pot eu spune, fiindcă datorită prietenilor mei și cercului în care mă învârt, toți mă văd și mă știu că sunt țigan, dar nu sunt caracterizat ca un țigan. Și sunt caracterizat ca un prieten de-al lor și cel care reprezintă comunitatea de romi. Marius, cuvântul ăsta țigan, dacă te duci în altă parte, da? Să zicem în Franța, da? Tot există. Acolo sunt mai multe naționalități, să zicem, am luat așa ca exemplu. Sunt și arabi, și francezi, și nu trebuie și români. Stai un pic, nu trebuie să te superi. Țiganii sunt pe toată planeta asta. Da, cred că și pe Marte. În oricare altă țară sunt mai multe naționalități. Cred că acum, dacă s-ar duce, mai înțeles, și ar face cercetări pe o planetă, așa, primul lucru care l-ar descoperi pe Marte, să zicem, ar veni cu o știre de a-i vedea la toate posturile. Și țiganul și acolo. Am descoperit un țigan pe Marte. De nota 11 ar fi. Nu, știi care e. Da, Nico, zic că eu glumesc, ca ei să se poată destinde puțin. Deci, de ce la noi în România, da, se zice, băi, țiganule? De ce în Franța, să zic, te întâlnești cu, ce să zic, găsești un german, s-a dus să muncească acolo, e prea așa, mare, acolo spune, prea mare comparația, găsești un german în Franța, țiganul. Nu-i zici că este născut acolo, crescut, da, acolo, e francez, da? Dar este de naționalitate germană, da? Da. O să-i zică că e francez. Da. De ce nu-i zici țiganului, băi, ești român? Întâi ești român. Fiindcă... De ce ne legăm de... Ne caracterizează răutatea. Răutatea? Asta este cuvântul potrivit, absolut. Ne caracterizează răutatea, indiferent pe ce parte ai fi, indiferent pe ce parte a malului ai fi, tot vom fi răi. Indiferent de etnie, naționalitate, religie, dar cum ai spus tu, cel puțin la noi în România, dar la noi, dacă se întâmplă ceva cu capra mea, deja că-l vezi spun fața și capra vecinului. Ești... Mai înțeles? Băi, dacă capra mea ghelea, muri, la capra lui vecinul nu poate să le muri? Da. Mai înțeles? Și te gândești și la răul vecinului. Și asta nici eu n-am înțeles-o. Și poate copiii copiilor mei tind să crede într-un final, vor înțelege și semnificația la acest proverb, de ce și nu capra vecinului. Nu înțeleg răutatea asta. Și cum ți-am spus, asta ne caracterizează într-un fel sau altul, Nicol. Este vorba de această răutate, mai înțeles? Însă noi, cel puțin romii, mă înțelegi, prin faptul că încercăm să schimbăm această mentalitate, dorim într-un fel sau altul, cel puțin în comunitatea noastră, fiindcă vreau să spun și bunilor mei telespectatori, tradiția, că multe răutăți, pardon, să știi că nu au fost arătate în exterior, pentru ca tu, bunii noștri telespectatorii majoritari, să le vadă în totalitate. Nu. Și credem că au fost răutăți și tind să cred că într-un fel sau altul încă mai există, în așa fel încât să știi că chiar te speriau. Însă aici intervin cu tumele și obiceiurile acestea lăsate cum îmi place mie să spun, că spunea și tatăl meu, catarchiopapo, adică înseamnă de la bunicul tău.
pe românești ar zice, s-ar traduce, nu cum am tradus eu, din, de la Ciopapo. Și nu, din bătrâni în bătrâni. Aha. S-ar traduce în românește, dar în țigănește, pe înțelesul meu, ar veni lăsate de bunicul tău. Moștenire. Da, genetică. Mă înțeles? Și aceste cutume, într-un fel sau altul, ne reprezintă, cum am mai spus-o eu, și este bine cunoscut, cultura oricărei etnii te reprezintă. Însă trebuie să iei din această cultură ceva care să te cinstească, într-un fel sau altul să te preaslăvească un pic. Mă înțelegi? Dacă iei din această cultură ce e rău, eu și adevărat îți spun, cei care vor suferi în primul și primul rând, cel puțin asta în momentul de față este mentalitatea mea și am avut-o de mic, vor suferi ai tăi, familia ta. Îi vei face să se sperie când îți vor auzi pașii că vii spre casă, dacă mai vii și mai și când ți-o pică tarobirto aumato, adică, știi, este o melodie țigănească plăcută care se spune de la cârciumă vin beat, mă înțelegi? Și dacă te mai aude ai tăi că vii și cânti melodia asta, zice, murodat sinasul. Mă, dar asta adică e tradiția. Adică tatăl nu e rău. Marius, asta sunt de acord cu tine, dar trebuie să ne mai și schimbăm un pic. Te schimb pe parte socială. Asta înseamnă să te schimbi, să-ți cauți un loc de muncă, asta înseamnă să te duci la școală, să-ți termini școala, să te angajezi, să cauți să te angajezi. Aici să nu stai așa. Știi, cred că asta strică țiganul, uite, da? Uite, hai să spun asta ceva. Asta strică. Uite. Pentru că ei găsesc, știi cum sunt, deci am observat la mine, găsesc tot timpul ceva de făcut, dar nu mai să bată la ușa să întrebe. Vreau să mă calific și eu, mă primește și pe mine cineva, că vreau să fac ceva. Să-mi întemeiez o familie, să... Nicol, sunt de acord cu tine și... Cum poți să trăiești așa? Încă o dată ți-am spus că mie îmi face o cinste deosebită, fiindcă colegii mei, prietenii mei, mă știu că sunt țigan. Și ai evoluat, da? Nu. Însă nu mă tratează ca pe un țigan. Păi nu, pentru că ai evoluat. Exact. Și iată. Încă o dată îmi salut și eu colegii de la Direcția Poliției Locale a municipiului Giurgiu și bineînțeles pe bunul meu prieten Sandu Dogaru, care iată el mi-a dat un mesaj și iată ce îmi spune prietenul meu. Îmi spune în felul următor. Adevărat, fiindcă și ei au învățat vorba asta, știi că eu le spun și le spun adevărat ce o spun și ei. Și iată ce îmi spune bunul meu prieten Sandu Dogaru. Adevărat, jumătate țigan, mai mult român. Pentru mine este un lucru extraordinar de bun și îți mulțumesc, bunul meu prieten Sandu, și pentru aprecierile care mi le și face acum în direct și pentru faptul cum mă respecti tu ca om, coleg și cel mai important prieten. Și îți salut și eu familia ta, soția ta și scumpa ta fetiță. Sunt lucrurile care de multe ori, mă înțelegi, a fi țigan, nu există întotdeauna s-o tratezi ca pe o cutumă. Să spui, băi, am un stigmat aici așa. Și voi fi privit un pic așa, nu. Și este vorba de caracterul tău, în primul rând. Caracterul tău și vă știți că la o discuție, încă o dată, rămân impresionat de faptul că, iată, câți mai mulți vor să vină alături de noi de grupul de inițiativ. Îl salut și eu cu această ocazie și pe bunul meu prieten Virai și pe Neioni, nu se pune problema și încă o dată, vă mulțumesc din inimă că mi-ați dovedit că îmi sunteți prieteni și că vom face o echipă extraordinar de bună și știu că roadele se vor vedea fără absolut nicio problemă, fiindcă eu v-am spus-o cu mult timp în urmă, sunteți oamenii pe care eu v-am respectat și vă respect în continuare și sunteți oamenii care eu știu că aveți și voi respect în comunitatea noastră de țigani, sunteți respectați, atât tu Virai cât și Neion. Încă o dată eu vă transmit sănătate și tot binele din lume. Și spun că, uite, vezi, sunt oameni care vor să vină alături de noi, sunt oameni care vor să fim prieteni. Cel mai important. Ancuța, tu, de exemplu, ești româncă. Da. Faci parte din categoria majoritară, cum spunem noi. La început a fost un impediment faptul că, de exemplu, hai să nu spun, te-ai îndrăgostit. Hai să spun, ți-a plăcut de un țigan? Da, foarte mult. De la început, părinții mei n-au fost de acord cu relația mea și a lui Răzvan. Dintre toate am spus, fie ce-o fie acum. Asta este. Și până la urmă, nu, că este țigan și că nu vreau, nu-l suport.
până la urmă n-a avut încotro. Dar, uite... Deci numai că au zis că este țigan. Da, și am zis că ea, cred că nu cunoștea mama ei. Nu, nu l-au cunoscut. Deci nici măcar nu știa cum arată. Contează cum arăți. Contează exact eticheta care ți se pun. Pe parcurs l-au văzut. Și și-a schimbat într-un fel sau altul părerea despre țigan. Da, da. Țigan. Fiindcă... Nu trebuie să-mi iei nume de rău, te rog, și să nu crezi că învinuiesc sau spun lucrurile. Nu. Însă părinții tăi n-au vrut să-l cunoască pe Răzvan. Da. N-au vrut să-l cunoască pe țigan. Pe țigan. Exact. Fiindcă, sincer, și nu mi-este rușine să o spun, și la mine s-a întâmplat tot la fel. Știi, și soția mea este româncă. Și când soția mea a spus părinților, știi? Bine că tind să cred că soacră mea avea un pic păretină. Îi rămăsesem un pic păretină, știi, că mă găsesc cu fisa, bla, bla, bla. Și a zis, nevastă mea, zis, știi, am și eu prietenul. Și a, da, și cine e prietenul tău? Păi uite, știi că cunoști pe mamă sa, pe nu știu ce alea. Și a zis, păi nu e țigan? Ba, da. Mai vedem noi când ne vedem. Mai înțeles? Și asta spun, e mentalitatea aceasta pe care noi încercăm să o schimbăm, că a fi țigan nu este neapărat ceva rău. Avem și necalitățile noastre, de ce nu avem frumusețile noastre, suntem și simpatici, nu-i așa, mă, Răzvan? Așa, că spun și eu ție, așa, și nu înțeleg de ce n-am putea să avem sau să fim fericiți alături de o româncă, sau de o bulgăroică, sau mă rog, ce îți place ție. Om să fie. Sau mai exact o moldoveană. Să aibă. Nu contează, mă înțelegi, până la urmă moldovean, că ce-o fi până acolo atâta timp cât tu te îndrăgostești de partea ta care o simți într-un fel sau altul că îți va fi, sau îi simți într-un fel sau altul bătăile inimii, nu înțeleg de ce ar trebui să fie un impediment. Da, nu-ți mai spun acum să o spun și pe partea aia altă, ca să nu crezi că învinovățesc doar majoritari. Când eu am spus lui mama mea, mai înțeles, mamă, să gaiji, adică mama e româncă, au, te la el, să nu vin casă cu la mine, să preză, ai, și de că place urma la ta, ce, pleacă, ni să pe, mai înțeles? Că ea era român. Da, tata săracul să-i fie țărâna ușoară, îi mai dă-te câte una așa, știi, mă, cum să spun, finescu, știi, finescu, știi, lasă-vă băiatul meu în pace, dacă m-ai înțeles, e, dar mama nu prea, e, dar până la urmă, mama mea, ce vrei tu, n-ai ce să faci, bun, tu știi că oricum eu te iubesc, mama mea, și nu este întotdeauna un lucru rău, m-ai înțeles, a fi țigan, de asta spun. Nu trebuie nici să judeci prin prisma faptului că stai că ăla e țigan sau că, uite, nu are palate. Cum cineva, el spune într-un fel sau altul că ar reprezenta comunitatea de romi. Dar el n-a spus că, decât că el o să aibă grijă doar de pătura de la mijloc. Ăia care au turnuri, turnulețe, nu-i bagă în seamă, sau ăia care sunt jos, nu-i bagă în seamă. Nu există așa ceva. Când vrei să reprezinți interesul unei comunități, cum este în speță cazul meu, comunitatea de romi, trebuie să te gândești și la ăla care are dita mai o palatul lor și ăla care n-ai de sotehal. Adică și te uiți și la ăla care nu are ce să mănânce. Fiindcă sunt toți țiganii tăi și trebuie să-i reprezinți. Ăla poate și-a făcut turnulețe ce și-a făcut printr-un efort al lui. Eu nu sunt în măsură să judec, cum am mai spus-o. Nu sunt nici bunul Dumnezeu și să-mi fie iertată că am folosit expresia asta că nu sunt bunul Dumnezeu, că nu vreau să nici gândul că aș fi aproape de puterile lui Dumnezeu, dar nu sunt nici judecător ca să am dreptul să judec oamenii. Deci primul judecă Dumnezeu și al doilea judecător, adică prin brațul legii. Eu nu. Eu atâta timp cât vreau să reprezint pe cei din comunitatea de romi, ușa noastră va fi deschisă întotdeauna. Indiferent care super mașină, indiferent că vine cu căruța după mine. Îi întind mâna, fiindcă am observat de multe ori la una, două persoane care ei reprezintă comunitatea de romi, fac așa. M-ai înțeles? Mie mi s-a făcut greață în momentul ăla când am văzut. Zic, băi, e al tău. Și eu niciodată n-am făcut gestul ăsta și de multe ori chiar mama îmi spune. Mamă, vorbești și cu ăla și cu ăla. Asta e. Dar asta e viața, mă înțeleg? Și viața de multe ori te pune la încercare și îți oferă multe, multe lucruri. Felicitări pentru emisiune și pentru invitații dumneavoastră. Te iubesc, viața mea. Știam. Nica mea. Na, că să uite și dacă tot am zis de gaijina alea, mai primite și ea câte un dăstat. Da.
Răzvan, acum revin și la tine, mai înțeles, fiindcă ia uite, te-am lăsat, te-ai liniștit cu toate, că văd că ești pierdut, originime, originime, da. N-ai mai fost căsătorit, asta se știe, știi de ce te întreb, fiindcă... Întreabă-l ce a zis mama lui când a aflat că prietena lui e româncă. Lasă că nu e timp. Hai că întreb eu, am altceva de discutat cu el. Se știe, Răzvan, că într-un fel sau altul, prezența ta în studioul postului nostru local TV Giurgiu și în cadrul emisiunii noastre Conviețuiri nu este chiar atât de întâmplătoare. Pot spune că este inedit într-un post local sau chiar de ce n-aș spune eu, nu știu dacă s-a mai întâmplat. Deci pot să spun că este chiar inedit. Deci prezența ta, premieră, da, prezența ta nu este chiar atât de întâmplătoare pe cât ar crede, să spunem, Nicoleta. M-ai înțeles? Și... rog regia, dacă se poate, Ionel, să-mi pregătești și mie acel lucru de care noi am vorbit și te las pe tine să spui chiar mai multe. Da, prezența mea nu este întâmplătoare. Am venit aici deoarece vreau să țin în căsătorie pe soția mea, fiindcă o iubesc foarte mult și mulțumesc pentru băiețelul care mi l-a dăruit și vreau să-i spun și eu, Ancuța, vrei să fii soția mea? Da. Da. Felicitări! Și noi vă dorim tot binele din lume și iată că inclusiv colegii mei din cadrul postului local TV Giurgiu au pregătit acest mic montaj din toată inima lor. Le mulțumim foarte mult. Ancuța, îți dorim și noi casă de piatră. Vă felicităm din toată inima și pot spune că ce s-a întâmplat la noi în emisiunea noastră este pentru prima dată, din câte știu, este premieră. Este faptul că... Și mi-au dat lacrimile. Da, este normal să-ți dea lacrimile. Este pentru prima dată când s-a întâmplat și iată că faptul că într-un fel sau altul noi doi am complotat la lucrul ăsta, mi-a dus la cunoștință bucuria pe care vrei să-i o faci și soției tale și faptul că a acceptat cererea ta de căsătorie în direct este un lucru extraordinar de frumos și de plăcut atât pentru noi, crede-mă, și când spun noi, mă refer în primul rând la toți colegii mei din cadrul postului TV Giurgiu. Noi îți dorim casă de piatră și... Mulțumim. Iată că mai primim felicitări pentru cel mai tare moderator de Nie Romă. Și cât mai multe emisiuni reușite și casă de piatră invitațiilor. Îți mulțumim, Ramona Diva, și îți mulțumim pentru felicitările tale la adresa tinerilor căsătoriți, dar și la adresa mea. Și chiar și dumneavoastră, stimați, și iată bunul meu coleg, ce îmi spune în direct tot Sandu Dogan. Hai, nașule! Să trăiești, Sandel! Eu ți-am spus că tu ești domnule, mă, Sandu, mă! Da, deci încă o dată vă felicităm din toată inima și iată, atât noi, grupul de inițiativă locală pentru incluziunea romilor, colegii mei, dar iată că primiți felicitări și de la telespectatorii noștri, cei care ne urmăresc și apreciază în primul rând faptul că dumneavoastră ați făcut lucrurile astea în direct. Și Răzvan, voi reveni din nou la tine și te voi întreba. Ți se pare într-un fel sau altul că ar fi fost indicat, de-aia te-am și întrebat, de ce? Pentru a lămuri în fața bunilor noștri telespectatori că tu chiar dacă ești de Nie Romă, n-ai mai avut de șupanș, de șușou, adică 15, 16, 18 soții până acum, n-ai mai fost căsătorit, ceea ce doresc eu să aduc la cunoștință telespectatorilor noștri este că
țiganii noștri, tineretul, nu mai faceți aceste căsătorii la vârste fragede. Adică ai fi putut într-un fel sau altul, cum era cutuma la noi, să o furi pe Iancuța când ai cunoscut-o, să zicem, cu mai mulți ani în urmă, s-o furi și s-o iei acasă, dar tu nu. Nu ai făcut gestul acesta și iată, ai dorit să faci un lucru nu public. Faptul că l-ai făcut public, ai vrut să-i dovedești soției tale că o iubești. O iubesc. Absolut. Fiindcă, sincer, tind să cred că mulți ar dori să facă lucrurile astea, să arate lumii cât de mult își iubește aproapele, în cazul tău, soția ta, Ancuța. Și te-aș întreba dacă faptul că nu te-ai căsătorit de mic copil a avut un efect negativ asupra ta. Nu. Deci nu a avut și ți se pare că, până la urmă, gestul tău de a te căsători la o vârstă majoră, în primul rând, este ceva nu legal. Să spunem noi ceva normal. Normal. Crezi că făcând lucrul acesta să te căsătorești la vârsta majoratului, în primul rând, să fii major, încă o dată vrei să arăți și altor țigani că se poate schimba mentalitatea? Da, se poate schimba mult. Și crezi că într-un fel sau altul este un lucru care ar trebui să-l urmeze și alți tineri romi în viitoarele lor relații? Da. Și de ce? Pentru că să nu mai ne judece lumea, să ne arate cu degetul pe stradă, lasă că e țigan sau nu te băga cu el că e țigan. Să arată la lume că se poate schimba. Deci arătând la lume că noi ne putem schimba, putem dovedi în primul rând nouă, Răzvan, că nu suntem de acord cu căsătoriile pe care noi le știm sau chiar le-am trăit aproape de rudele noastre, fiind și copii, și dorim să arătăm nouă înșine că ne putem schimba această mentalitate. Putem veni în fața românilor cu lucruri legale și, pe lângă faptul că sunt legale, să primim și acea privire a lor plăcută și, de ce nu, chiar să o spună, și eu cred că spun mulți, am văzut și țigani fericiți. Fiindcă este normal, să știi, și de multe ori faptul că sunt eu un pic mai lacrimogen, așa, mai înțeles, mă caracterizează, fiindcă așa sunt eu. Dar să știi că faptul că am spus un pic mai devreme că mi-ar place și chiar îmi doresc și românii să spună am văzut și țigani fericiți, pentru mine înseamnă extraordinar de mult. Fiindcă cu ceva timp în urmă am avut buna plăcere și tot dumnealui m-a învățat să-i mulțumesc bunului Dumnezeu pentru faptul unde sunt eu în momentul de față. Și m-a învățat în felul următor: Marius, învață țiganii tăi ca ei să aibă undița în mână. Nu am înțeles la bun început. Ce înseamnă? Cum să învăț eu țiganul meu să ducă la pești? Jarul rom cu o mașină, pentru că sunt dilo. Adică îi spun la țigan să meargă la pește, zice că sunt de bun. Și cum să-i spun eu breaște? Nu, Marius. Învață-l, adică să nu se mai mulțumească cine trece cu coșul cu pește să-i zică ia un pește, dar faci ca mine. Nu, învață-l când e foame să-și ia undița singur să ducă pe gârlă și să-și ia acel pește și să nu știe sau să nu-și dorească să depindă de altul, fiindcă acela l-a condiționat. Sunt lucruri care, vezi tu, Răzvan, lucrul acesta, cel puțin pe mine, de 2 ani de zile, m-a ajutat, cu toate că eu aveam mentalitatea mea schimbată. De ce? Fiindcă, ca și tine, ca și mulți țigani de-ai noștri, pot să spun că anturajul bun ne-a schimbat. Faptul că am copilărit, am crescut alături de români, că de multe ori am mâncat la masă cu ei, fiind copii, și au mâncat la masă cu noi, fiind țigani, ne-au făcut să nu ne mai judecăm. Mă înțelegi? Dar toate lucrurile astea se fac ușor,
Și în momentul când le faci ușor mai înțeles, trebuie să pui suflet. Fiindcă dacă n-ai pune suflet și ai spune eu am grijă doar de cei de pătura de mijloc, atunci deja două pături te arată cu degetul. Atunci nu vei mai fi prietenul lor. Și atunci vei găsi pe cineva care întotdeauna să te arate cu degetul. Eu, și încă o dată mulțumesc bunului Dumnezeu, am reușit să fac lucrurile în așa fel mai înțeles, ca toți oamenii, cum a spus Nicoleta ceva mai devreme, indiferent de poziția lor socială, să-i pun pe aceeași treaptă. Să le dau șansa fiecăruia să arate că poate. Și cel care ajunge la finish, să-l felicit. Dar știi ce am mai făcut eu, Răzvan, și stimați spectatori? Eu nu am felicitat doar câștigătorul. Am felicitat și cel care a ajuns ultimul la finish. Și l-am felicitat pentru faptul că a participat și pentru efortul lui. Înțelegi tu? Asta îmi doresc eu și în mare parte am realizat ca țiganii noștri, prin schimbarea aceasta de mentalitate, să aibă încredere când vine Nicoleta Românca și spune țiganilor, băi, e bine să faceți așa. Să nu mai privească să zică ai liga și că aia te penela menga menga nici ea n-au so. Adică a venit Românca asta să ne zică nouă nu știu ce. Nu. Și să zică ai liga și aia n-au so penela. A venit Românca și știe ce ne zice. De ce? Fiindcă trebuie să aibă încredere în ea. Crezi că greșești, Nicoleta? Nu. De ce nu? Pentru că nu greșești. Toată lumea trebuie să știe că, de exemplu, și în cazul lor. De exemplu, și în cazul lor, fiind tineri, da, sunt la început de drum, trebuie să-și dea seama că sunt responsabili, în primul rând, față de copilul lor și fiecare față unul de altul. Sunt responsabili. Și neavând nimic la ora asta, n-au ce să oferi. Și ce oferi? Trebuie să faci ceva. Aici sunt obligat să-ți dau și ție dreptate, Nicoleta, că trebuie să faci ceva. Însă... Noi clădim ceva, dar n-ai pe ce să clădești ceva și să-ți dorești să ajungi undeva, cum spui tu, la final de linie, dacă nu încerci să pornești. Vezi tu, întotdeauna trebuie să ai, într-un fel sau altul, părinții, prieteni, cum suntem noi pentru ei și numai pentru ei. Și important este ca ei să simtă că întotdeauna există lângă ei persoane care îi vor ajuta să nu cadă. Sau chiar dacă vor cădea, dar cineva îi va ridica. Ar trebui să-și dorească să ajungă ei undeva, fără să se mai bazeze că e cineva care mă prinde să nu cad. Să se sprijine, știe că e acolo. Ce frumos, felicitări și casă de piatră pentru Răzvan și Ancuța, să vă iubiți mult. Deci deja încep să vă vină mesaje speciale pentru voi. Vă mulțumim, stimați telespectatori, și noi apreciem faptul, în primul rând, că ne urmăriți și, într-un fel sau altul, ați rămas plăcut, surprinși de ce am putut să vă oferim noi în cadrul emisiunii noastre Conviețuiri. Fiindcă dumneavoastră vă amintiți, stimați telespectatori, cel puțin o parte dintre dumneavoastră, cu ceva timp în urmă, când am hotărât să fiu moderatorul acestei emisiuni, totodată am hotărât că vă voi aduce nu lucruri inedite, fiindcă nu sunt eu chiar atât de valoros sau extraordinar de bun în ceea ce fac întotdeauna, dar v-am promis cel puțin că voi veni cu lucrurile care se întâmplă în comunitatea de romi. Chiar am adus și în platou pe bunica lui Arun, este ursăreasă și a venit îmbrăcată în purtul specific ursăreselor. Chiar ne-a spus despre obiceiurile de mult uitate, faptul că pentru mine nu mi s-a părut ceva ieșit din comun, dar poate pentru telespectatorii noștri, dacă ia aceea după dânsa, bluza, avea în jur de 100 și ceva de ani. Și că este un obicei extraordinar de plăcut și foarte frumos ca bunica să dea fiicei
nepoatelor, acea bluză s-o poarte din neam în neam. Era o fală. Mă înțelegi tu? Acum nu mai vezi nici la anunțile noastre și mai înțelegi portul. Dar noi în Muntenia, în general, nu se mai transmite. Da, dar portul acesta, portul acesta, mă înțelegi, era ceva frumos. Dar nu mai există. Iată că deja primim și pe mesaj. Salut, Otila, îți urez un an cu multe emisiuni și împline. Aș vrea să fac parte și eu din colectivul tău și să-ți dau o mână de ajutor. Cu cea mai mare bucurie și toți cei care doriți să fiți alături de, nu de mine, fiindcă, sincer, nu aș fi nimic fără omul din spatele meu. Eu nu aș fi nimic, cum am spus-o și o spun și colegilor mele, dacă caracterul meu nu ar fi atât de plăcut pentru toată lumea, aș avea și eu se udara panda de. Adică să vă fac traducerea din engleză. Da. Am zis și eu bine, să dau și eu bine, știi, pe sticlă. Dacă n-aș avea caracterul acesta, aș avea toate ușile închise. Dar sunteți așteptați și alături de noi să veniți în fiecare sâmbătă la sediul nostru situat pe București, în blocul B2 pe 1S și vă așteptăm oricând acolo de la orele 12 să faceți parte din echipa noastră, fiindcă noi ceea ce facem, tot ceea ce încercăm să construim, facem pentru comunitatea noastră de romi, dar nu numai pentru comunitatea de romi, dar și cetățenii majoritari, să știți că vin cu inimă deschisă acolo. Și am avut surpriza de multe ori, și știi și tu, Nicoleta, când au venit românii ca să-i ajutăm în unele probleme și chiar i-am ajutat și la un moment dat i-am simțit un pic timorați. Doamne, ce caut eu în atâția americani? Că i-a fost rușine să zică, ce caut eu în atâția țigani? Și caut eu în atâția americani? Iar eu am simțit în acel moment, știi, că se pierde un pic și am stat, spune-și ce probleme aveți. Și s-a integrat extraordinar de bine și chiar, pe lângă faptul că i-am ajutat în rezolvarea acelor probleme pe care le aveau dumnealor, acum vin și ei alături de noi aproape în fiecare sâmbătă la ședințele noastre. Și numai de dragul de a sta cu noi acolo, m-a înțeles și a discuta și chiar de multe ori ai văzut, iau și cuvintele și le folosesc ca și noi, dar este un lucru bun, așa că și pe dumneavoastră vă așteptăm cu cea mai mare plăcere să fiți alături de noi, nu ne va deranja absolut deloc, deloc, deloc. Răzvan, tu crezi că pe viitor, faptul că, sau stai că am uitat un lucru cel mai important să te întreb. Socrii tăi acum te mai vede ca pe un țigan? Adevărat, nu trebuie să te sfiești. Părerea mea nu. Se comportă altfel cu mine, acum vorbesc mai frumos. Adică, într-un fel, te consideră de-al lor. Eu așa cred. Că te consideră un pic de-al lor. Da. Adică, până la urmă să vorbesc și un pic așa, știi că sunt și un pic avocatul diavolului. Până la urmă, cred că zice socrul tău, nu? Zice soacrei. Acum ce vrei să mai facem? Ne-a luat fata mâine pe mine interzice să nu mai vină să has mas pes mas parfumul meu prăjime. Taci și acum lasă-l. Smiles. Mai înțeles că n-avem glumesc, știi? Tind să cred că într-un fel sau altul, Răzvan, asta aici a fost întrebarea mea pe care eu vreau să ți-o adresez. Tind să cred că în timp, cunoscându-te un pic mai mult, au început ușor să-l dea pe țiganul la o parte. Eticheta de țigan. Da. Și efectiv a rămas în fața lor doar Răzvan, da, generele lor. Mie mi-ar place să cred că așa este și tind să cred că așa este normal să se întâmple. Însă tu știi un pic mai bine dacă chiar așa este, dar eu cred să cred, nu că cred, chiar cred, că tu acum nu mai ești asociat cu titulatura de țigan. Și ești ginerele lor, ești fiul care le iubești fiica, mai mult sau mai puțin dumnealor știe cât de mult îi iubești, dar important, eu asta vreau să scot în evidență, că nu cred că mai ești asociat cu țiganul Răzvan și a rămas doar Răzvan. Da, așa este. Stai să spun cum se zice la noi. 10 minute. Colegii mei mă anunță deja că mai avem 5 minute, dar mare minare să-i văd aici în emisiune sau pe platou. Sau... Mai sunt tu 3 minute, mai sunt tu și 1 minute, gata, intri sa cana, pac, pac.
sunt bunii noștri prieteni, sunt oamenii care își fac treaba în acest post de televiziune, sunt oamenii care de multe ori dumneavoastră nu-i vedeți în timpul emisiunilor, dar să știți că orice vedeți dumneavoastră, emisiune de știri, emisiune culturală, orice emisiune, să știți că fără ei, oamenii din spatele camerelor, cum este cunoscut în orice televiziune, colegii noștri din platou, din regie, n-ar putea să facă acele momente frumoase pe care le-ați văzut dumneavoastră un pic mai devreme, dacă ei nu ar pune un pic de suflet. Și iată, colegii mei pun suflet nu numai la emisiunea aceasta, ca să nu-i dau o tentă așa, știți, să zic că, ia uite-te, ei acum sunt cu mes în rom. Da. Ancuța, crezi că părinții tăi au îndepărtat stigmatul ăla? Da. Foarte mult. Și tind să cred că pentru tine... Pentru mine este o bucurie, să zic. Este chiar și mai mult de o bucurie. Că l-au acceptat așa cum este. Și le-am explicat și le-am explicat și degeaba. Dar acum e totul bine. Așa îmi doresc și eu pentru voi și fie ca bunul Dumnezeu să aibă grijă de voi și să fiți exact așa cum vă doriți voi în acest moment să fiți. Încă o dată, Răzvan, pe tine te felicit, fiindcă, sincer, nu oricine poate să facă, chiar dacă l-ai duce la indiferent ce emisiune, nu oricine poate să aibă curajul, în primul rând, să-și ia soția în direct. Eu cred, sincer răspund, eu tind să cred că n-aș fi putut să fac lucrul ăsta, fiindcă m-aș fi pierdut. Nu, eu la nevastă mea fluieram, așa era semnale atunci, pe timpul ăla, dusul, și tot fluieram, auzea socrul meu să-i fie țărâna ușoară, hei, vezi că ți-a venit, ea se făcea că n-aude, știi? Da, dar socrul meu auzea, vezi că a venit Marii, și ce fac, du-te! Da, soacră mea zicea, du-te! Da, mă înțelegeți voi ce, du-te, îmi zicea ea, da, în fine. Și iată, fiindcă tot mai avem câteva minuțele. Spre finalul acestei emisiuni Conviețui, Nicoleta, știi că este o obișnuință ca telespectatorii noștri să vadă finalul din partea invitaților. Finalul? Din partea mea ca mediator sanitar consider că atât românul și țiganul sunt pe aceeași linie. Eu nu fac deosebire că e român, că e țigan. Ei își păstrează tradiția lor acolo, la ei la masă, la ei în curte, la ei, știi? Deci fiecare reprezintă un om. De-aia te precizi eu, prăjiști carnegisea, faci vreo prăjeau ceva, că venim și noi la tine, dacă mai faci un pic de mămăliguță și arunci un de la ce știu eu acolo, venim, uite-te, ia. Ancuța, fiindcă suntem spre finalul emisiunii, chiar te rog să te uiți la cameră și... Uite, la aici poți să te uiți. Aici, așa. Mă uitam aici. Nu te uita, că poți să uiți așa. E mai plăcut dacă te uiți acolo, fiindcă te vezi chiar mai bine. Și s-a trezit un mesaj chiar și părinților tău, prietenilor tăi și, de ce nu, chiar și soțului tău. În primul rând, soacrei mele, Mariana Iordache. Am emoții. Te înțelegem. Vreau, e vorba de Mariana Iordache, mediatoare? Da. Și să știi. Vreau să-mi cer iertare în fața ei și în fața la toată lumea. Mă scuzați. Nu e nicio problemă. Ți-am spus că e ceva natural, Ancuța, n-ai de ce să... Poate că nu mi-am cerut scuze în fața ei. Dar îmi cer scuze în fața la toată lumea. Mai plânge că se spălește și plânge. Nu trebuie să plângi, fiindcă dacă tu plângi, sincer, răspun adevărat, îi dai starea aceasta Nicoletei. Și Nicoleta are un ceas, Poilo, care ia, dacă simte, mă înțelege, ca și cum pui baterii de-alea, nu pot să spun că îi facem reclamă, o baterie de-aia care o ia razna, dar te înțelegem, am glumit, deci pot să spui în continuare. Vreau să-mi cer iertare, însă, că am greșit foarte mult, că n-am ascultat la tot ce a spus ea, chiar dacă îmi spunea ceva, pe aici mi-a intrat, pe partea asta îmi meșea. Și de acum încolo vreau să fiu, nu, să nu mai fiu cum eram înainte și să încerc să fiu alt om, în primul rând, și în al doilea rând vreau ca eu însă să-mi fac ceva să nu mai depind de nimeni. Deci e ceva care mi-l doresc. De fapt, mi-am și
de mic copil mi-am dorit ca să am o familie. Și mi-am făcut și familia, mi-am dorit și copilul, am un băiețel de 2 ani. Să stăiască. Mulțumesc la fel. Și cum mi-am dorit copilul, așa vreau și îmi doresc mult să am ceva, o activitate, o ceva, să caut eu, să fiu, să nu mai depind de nimeni, cum ar fi. Și asta vreau. Foarte și frumos. Mulțumesc foarte mult că m-a ajutat și mă ajută și lângă mine, care lângă mine trebuia să fie mama mea naturală. Și n-a fost. Și a fost soacra mea. Asta e declarație de dragoste pentru soacră. Da, și vreau să-mi cer iertare și să mă ierte pentru tot ce am făcut. Și că o iubesc foarte mult. Numai că n-am știut să-i arăt. Și că am ținut în mine. Și eu, dacă am ceva, nu spun. Și e cel mai rău. Am sesizat chestia asta. E bine, într-un fel sau altul, că iată, tu ai avut prilejul să-ți dai seama de lucrul ăsta, da, la scurt timp. Să-ți mai spun ceva. Dar rămâne între noi, că nu ne vede și nu ne aude nimeni. Nevastă mi-a luat 25 de ani să-și dea seama că soacră să-i lângă ea și o iubește, dar rămâne între noi, că nu ne aude nimeni, dar din gura ta. 25 de ani a luat-o, nimica toată, nu nevastă mea. Și a realizat că mama mea e adevărată, ei mamă. La mine pur și simplu toată lumea mi-a spus că e cu mine, că e cu mine și eu n-am crezut, zic așa, vorăște-a mie, bine. Răzvan. Vreau să-i mulțumesc regiei, cameramanilor, pentru ce a făcut pentru mine astăzi. Domnului Marius, și vreau să-mi cer iertare mamei mele pentru tot ce am făcut zilele astea și că o iubesc mult. Și vreau să-i spun soției mele că o iubesc din tot sufletul. Și eu la fel. Bravo, măi, Răzvanic. Mariano, dihez o pene la cana, cana, mai n-ai tu să o te penezi. Deci vă traduc eu data viitoare ce a vorbit cu Maria, dacă ea știe. Stimați telespectatori, fiindcă iată, 60 de minute din emisiunea noastră au trecut extraordinar de repede, cel puțin această emisiune, când pot spune eu și nu cred că greșesc, în premieră am venit cu o cerere de căsătorie, dar și acceptat în direct. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi în fiecare luni la emisiunea noastră Conviețuiri și în primul rând că sunteți alături de noi, de comunitatea de romi, iar eu nu pot să închei decât cu vorba tatălui meu, pe care tind să cred că mulți dintre dumneavoastră și chiar prietenii mei români mă întreabă ce înseamnă și le-am explicat. Deci, la Schitu Marireata, e dreptul meu del Butbach și până data viitoare vă dorim sănătate și tot binele din lume. La revedere!